Ne-am întors la Neața, dragii mei. Este timpul să ne mai și jucăm cu telespectatorii noștri. De la Kaufland avem un coș întreg de cumpărături și este gata să ajungă acasă la unul dintre telespectatori. Ca să înscrii în jocul nostru pentru un coș de cumpărături, trebuie să te introduci singur în poveste pe fresh.a1.ro. Acolo găsești toate detaliile, regulamentul și te înscrii. Apoi s-ar putea să te sunăm de dimineață. Te invităm ca în 30 de secunde să ne spui cel puțin 10 tipuri de produse pe care le găsești la Kaufland, într-un magazin normal, într-o zi normală din viața ta de cumpărător și imediat intri în joc alături de echipele noastre de astăzi care se prezintă atât de frumos. Iulia Neacșu este cu noi pe fir, s-a înscris pe fresh.a1.ro și are șansa să câștige un coș de cumpărături sau, de fapt, 500 de ron voucher de cumpărături să umple singură coșul cu ce își dorește. Bună dimineața, Iulia! Bună dimineața! O să te rog să dai televizorul mai încet și să ne auzi doar în telefon. Iulia, vreau să-mi spui dacă tu consideri că ai 30 de secunde la dispoziție, suficient timp să-mi spui 10 produse sau tipuri de produse pe care le găsești la Kaufland. Da. N-am înțeles. Ce-a... Iulia, te rog să dai televizorul mai încet, că eu mă mai aud odată, zici că-s Dumnezeu. Dă televizorul mai încet și mă asculți doar în telefon. Bine? Da. Așa. Sunt ca și conștiința ta. Mă auzi acum? Da. Bravo. Ăsta este primul pas. Ai 30 de secunde la dispoziție să ne spui 10 produse sau tipuri de produse, fără branduri, desigur, pe care le poți găsi la Kaufland. Începem în 3, 2, 1, start! Lalele. Bun. Ananas, pomelo, cartofi, castraveți, cremă de corp, grefe, lămâi, ok, lapte, ouă. Stop, foarte bine. La ce spui tu grefe? Nu e treaba medicală, nu? Grefe de piel. Nu, e fructul. La grapefruit. Grapefruit. Are lalele la Kaufland? Are. Lalele. Are și alte flori, nu doar lalele. Da. N-ai niciun motiv să vii cu mâna goală. Exact. De unde se iau eu, dragă, lalele de la Kaufland? De la... Eu sunt... Tasă. Sunt într-o perioadă foarte delicată a vieții mele de tată. Am descoperit că băiatul meu spune lalele. Lalele? Da, și spune eight. Da, dar nu spune tată. Nu ne băgăm. Se pare că lalelele și cifra aici stau mai mult decât mine acasă. Bine, era iurea să spună Tibi. Așa, da. Dar nu sunt supărat. Iulia, nu sunt supărat. Te-ai calificat mai departe. Iulia, cine crezi că dă în tigăi mai bine? Știe deja, nici nu mai trebuie. Echipa ordonaților. Gemenii suntem azi, gemenii. Gemenii de două gemene ale mele, care nu e ale. Sau echipa dezordonaților. Ramona și Ristei. Ramona și Ristei. Mulțumim pentru credere. Dacă era cadru pe ei, să influență. Nu, s-a influențat. Păi cadru a fost și pe voi. Iulia, știi versurile noului hit single J'adore? Da. Care, ia. Spune-mi dacă ții regim că-ți stă bine așa în denim. Suntem și muze? A, cu blugi skinny, aia. Skinny, da, skinny, da, da. Skinny, trage de ei ca să-ți văd. Da, atât. Rachini? Măslini. Zi mersi că zice la lele și nu zic că la ce prostii debitează tasul. Bun. Deci, Iulia, consider că într-un minut colegii Ramona și Ristei, da, nimerează de mai multe ori tigăile noastre cu puncte decât colegii Diana și Răzvan. Evident. Da, așa este. Așa. Și eu cred. Hai să înceapă denimii. Denimii. Bun. Numai, de ce facem? Aveți 10 mici la dispoziție. Hai, ca să nu mai punem. Mă duc. Mă mai duc punem ceasuri pe ecran. 10 mici la dispoziție, 5 mici fiecare. Păi un minut sau 10 mici? 10 mici, că e mai ușor. Voi sunteți și mai în vârstă decât cealaltă echipă. Bă, și ce să nu vă ia mult. Tirtan, că un minut. Hai, 5 Diana. Aha! 100 de puncte. Bravo, Răzvan, ți-am dat o Răzvan. Ți-am dat o Răzvan. Ok. Știți că avem o relație frățească. Stop. Ce se? De ce dai cu atâta ură? S-a văzut. Nu dau cu atâta ură, du-te acolo, te rog eu mult. Roberte. Oprește țale, te rog eu frumos. Dă pe stânga, dă pe stânga. Ai, tu l-ai mișcat. Mă lângă-ne-o. Vezi că sunt la 300 de puncte din 3 mingi posibile. Ok. 300 de puncte.
400 de puncte. Bă, dar zici că faceți în ciudă. 400 de puncte de 5 mici posibile. M-au cârit. Vezi, Ramona, că m-au cârit. Lasă să te cârie alții. Aia. Rămâne la 400. Mai dă acolo. Mamă, să fii joc cu cârioala asta. Da, păi de-aia o punem. Ca să te... Ui! Și-a dat-o, Răzvan. Și-a dat în el. 500. Ai dat în coadă. E mai ceva, că am dat în coadă. Avem juriu. Cuverul se validează? În coadă. Out! Out! Gata! Se pune și... Se pune, ai dat în ață. Hai că s-au mișcat. 500. 5 din 10 e foarte bine. Hai, Ramona, 5 avem de bătut. Da, să fac 500 din prima. Lasă pata în pace. Ne batem? De ce fim? Trebuie să mergem în gheață. Diana, ai fost și la conferință. Mie nu-mi place să fiu limitată. Eu pot să dau din acest loc, dar nu-mi place să fiu limitată. De ce? Am înțeles. Tu, în general, nu-ți place să fii limitată în viață. Am observat. Zero. Păi dă-mi coace, că nu mai mă opri. Zero. Ramona. 100. Ultima minge, Ramona. De ce ultima? Ai 5 tu. Oh! Ai tu 5? Eu 5. Ține un pic, 200, mai trebuie să dai 3 minge. Da. Bă, îmi cer mii de scuze. Dai un pupic. A dat. Vai de capul. Vreau un pupic astăzi seara de la tine. Încă 3 ne trebuie. Încă 3. Ușor. Da, vezi că, vezi că eu lui Ramona i-am schimbat nordul cu sudul, ca să zic așa. Da, numai. Mai ai două mingi. Sunt la patru. Două cozi. La patru sunt, da. 400, mai trebuie să dăm una. Ai, uite, nu se pune. La egalitate câștigă Iulia, dacă n-ar fi egalitate, nu. Dă-ți-a pup să treacă. Dă-ți-a pup să treacă. Pup pe cap pe icoană, că sunteți mulți. Deci stați cu poza aia sub pernă. Vedeți-vă de... Este egalitate, dar toată lumea știe că regulamentul de pe cartonul jocului nostru spune că dacă e egalitate între echipe, da, câștigă. Telespectatorul are întotdeauna dreptate. Iulia, ai câștigat? Bravo!